Persoanele care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală care atentează la inviolabilitatea sexuală a altei persoane, inclusiv a minorilor, de către instanța de judecată, li se poate aplica ca măsură de siguranță castrarea chimică. Se aplică obligatoriu de către instanța de judecată în ultimele 3 luni de ispășirea pedepsei închisorii. Se arată în textul de lege. După ce la începutul săptămânii a fost adoptată în mod tacit de Senatul României, legea privind castrarea violatorilor se află în aceste zile pe masa Camerei Deputaților. Prevederea stârnește însă o serie de controverse. Este o măsură extremă. Ea există deja implementată în, mai ales în țările din fostul bloc sovietic, Polonia, Cehia, Rusia, ceea ce spune ceva despre caracterul ei. Va fi cu siguranță un subiect de dezbatere constituțional, pentru că este o restrângere drastică a libertăților persoanei. Propunerea legislativă are aviz negativ din partea Consiliului Legislativ a Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat, dar și un raport de respingere din partea Comisiei Juridice. În plus, specialiștii spun că există și alternative de cadru legal mai puțin drastice, implementate cu succes în alte state. Mai există variante legislative acestei măsuri, care au fost implementate cu succes, se pare, în țările nordice, aproape toate țările nordice ale Europei, dar ea implică acordul celui care este supus acestei proceduri. După părerea mea, o asemenea variantă ar fi mai de preferat. Totuși, se pare că în ultima vreme proiectul a avansat și chiar a trecut tacit prin Parlamentul României. O lege similară a fost respinsă de Parlamentul României într-o legislatură anterioară.